Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit la un nou videoclip din FS22. Suntem pe Mapa Dumești, ca de obicei. Suntem la rap, bine, la mici probe. Pentru că în spatele meu avem un nou tractor, un New Holland T190. Și acest tractor l-am văzut la magazin de utilaje. Și am avut și plug la, am avut plug la fermă aici, în zonă. Și dacă tot am adus tractoare noi în fermă, da, te iubim, tractoare noi. Deci, în afară de Nicolandul ăsta pe care îl vedeți, mai avem și un John Deere 5090R. Și dacă tot le-am adus de la magazin pe platformă, dar n-am mai filmat că știți cum e de la magazin, le-am zis să le punem și la probă. Nici nu le-am desărcat bine de pe trailer, că le-am legat utilajele după ele. Da. Bine, momentan doar după New Holland, pentru că după John Deere am pus, l-am băgat în garaj, momentan, dar o să leg și după ăla, o să leg discul românesc, G3.2. Și să vedem și proba la ăla, să vedem ce poate să fac el. Pentru că văd că la Nicolan chiar se sută foarte, foarte bine. Bine, tractorul fiind aproape nou, să zicem așa, bine. El e bătrân, el, dar tractorul, dar lucrăm cu ce-am închis. Și da, ne-am luat la mâna a doua. Mâna la noi, la mâna a doua. Asta de asta. Așa. Și atât ne-am luat probe, să zic, la mâna a doua. Ăștia care au mai lucrat cu ele, că n-au urcat în țară, noi în România. Le sunt din afara țării. Cei din afară au avut grijă de ele, le-au întreținut foarte bine, spălat, tot ce trebuie. Numai la noi, în România, umbli cu un tractor la arătură unde faci tu și... sau și faci tu acolo și... iarna, când nu mai dau cu el, așa, cu pământ, pe unde apucă, păi, pe zi, bă. Da, nu, da, e ca aia. Dar nu, acum, dacă o fi și în afară, așa, nu știu, că ce am văzut pe acolo, le întreține foarte bine trăinii, tractoare. Nu știu, în România, deci am dat și eu așa un exemplu, zicem așa, pe unde am văzut eu prin ferme, nu prea de iarnă și nu mai e nevoie de tractoare, era așa, modare. Unele ferme. Unele ferme, și celelalte ferme care mai mult sau mai mare, așa nu le las, nu le lasă modare. Am văzut. Eu, am vorba de vârmă, am pentru controlul la voi, dar îl îndreptăm noi, cu problemă. Uite, bă, are ce luminat nebunul ăsta. Și acum am văzut lumine la ăsta, că pe urmă nu le-am văzut. Dar m-am uitat la cum merge pe terenul și la lumină, dar nu-mi cred cu luminile. Că nu lucrez noaptea cu ele. Hai băi, bagă-mă atalierul. O treabă la tractorul ăsta e că trebuie schimbat ambreiajul. O să mișcă cam mai urea. Bine, din câte văd eu, acum... îl ducem la un mecanic, nu ce zice mecanicul. Așa îmi dau eu cu părerea, poate să fie altceva, nu ambreiajul. Că o mecanică știe ce mai bine ce se întâmplă cu tractoarele, el e doctor. Eu doar merg cu el, hai băi! Hai mai avem o brazdă. Bă, dar puteam să facem în așa fel încât să facem un teren mărișor aici, doar că-i bărările aș nu prea vedeile.
bine, puteam să fac trei ore de pe unul, iar nu, dar puteam să-l... Da, las așa, să fie în dispie. Să-l recoltăm. Când o fi mai mare, poate îl recoltăm. Porumbul și... Da, să fie unit. Ia să vedem dacă facem noi ceva. Să punem tenderile astea între ele. Să tirăm de undeva din de aici, din zona asta, așa. Ia să vedem. Facem și noi de lucru aici pe fermi, dacă nu avem altceva mai bun de făcut. Totuar treaba să facem pe fermi, știți? Dacă mi s-a oprit motorul, nu știu ce se întâmplă, dar mi s-a oprit motorul. Dar frății fai nimic, nu știu. E bine că n-are coliziune stâlpice de electricitate, n-au deloc coliziune și e foarte bine că n-au. Dar nu am ținut să-i opolesc. Bun, ia să vedem. Așa, să fie cât mai drept. Ia să vedem. Aici, în capul ăsta. La porumbul ăsta. Ia să vedem. Opa. Așa. Dacă tot avem plugul așa, nu mai reversăm, că dăm o brazdă pe aici. Bine, mai avem în partea altă o brazdă mică. Dar o să facem după aia. Că nu e mare. O să facem și pe aia și după aia ne vom băga în pomii aia care e acolo, nu știu cum scăpăm de ei, că dacă facem o vopsire la ei merge, amenajare, vopsire, ia să vedem. Aolai, nu merge, nu dispare. Dar vedem, vedem ce ar putea, poate răm așa. Ca să... Dar... stai că aici... aici acum facem bun. Bă, și cum facem bun. Stai, zine cum facem noi aici, că... Bă, că terenul ăsta e mai mare. Mai mare terenul ăsta. Uite, așa. Acum va rămâne așa. Va rămâne așa că... Să fie mai... Cum să zic eu? Să fie mai... mai drept. Și acum mai tragem o arătură. Uite așa, pe unde am... Uite așa. Pe unde am făcut eu. Și vedem ce facem după. Mai avem încercată de cia din aici. Da. Așa. Acum arăm și noi aleatorul că... Oricum la disc o să merg mai repede, dar să vă dați seama că nu stăm. Și cred că o să discui și porumbul.
nu mai ar ne prea să mai facem ceva cu plugul. Deja ne-a închinit foarte mult. Gata. Așa este bine, dăm un Y. Să oprim ararea pe teren, să nu mai are. Uite, chiar trebuie 5-30 aici, Nevo. Tractoare bune, măi. Tractoare bune, măi. Bun. Hai să cuplăm John Deere-ul care este în garajul acesta. Deja ăsta a venit, m-a întrebat cu numele meu, John Deere-ul ăsta. Acum facem doar proba, v-am zis, facem doar proba la tractoarele astea două. Și poate în videoclipul următor o să luăm un UTB cu sub 29 să semănăm. Dar mai des dăm cu var după aia. Dăm cu var, așa o să mai luăm două UTB-uri. Unul să meargă cu var, iar celălalt cu sub 29 le, ca să... să ne vreau mai bine. Ia să vedem, mai avem foarte puțin până la terenuri, cred că o să facem capetele. Haide mă, dă-i bătaie, dă-i... Hai că de-abia mergi. Haide, bă, John Deere, că mă rog de tine să mergi. Mamă, de-abia merge ăsta, bă, ești nebun. Nu pot să... Nu pot să merg și mai tare. Merg, bă, mai tare. Ia să vedem. Ia să vedem ce o să iasă pe terenurile astea, care sunt 3 la număr. Hai bă, dă-i spate, dă-i spate, e mic. Bă, mă enervează că stă, se chinuie să bagi mașa iar 10 ani. Bagi, bă, mașalier și gata. Trebuia să mai corectez un pic aici, dar lasă așa. Nu mai contez nimic cu plugul. Dacă nu am făcut când am făcut... Dacă nu am făcut cât am fost aici, acum deja mai fac. Dacă tot o să semăn și o să... Așa nu o să mai fac nimic. Bun, 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 bun. Bun, bun. Așa, facem prima oară terenul ăsta sau vedem, facem o luăm din ea așa, aleatoriu. Luăm așa și aleatoriu, că nu ne aleagă nimeni, până la urmă știți și noi, nu ne aleagă nimeni și... Nu. Bun, acum o luăm pe ăsta așa. Nu prea să uit la John Deere-ul ăsta. Adică motorul, sincer. Zici că e electric, trebuie să aud. Dar, mă rog, poate ce este, o fi electric și nu-mi dau seama, tractorul ăsta John Deere. Dar, na, adică din două vorbe, trei mișcări, am făcut trenul ăsta aproape jumătate. Bun, hai să pusim discul sus, să facem și trenul ăsta la altul de scăpăm de porumb, că poate vreau să pun cereale pe teren și, adică, grâu.
Bă, pe bune. Nu știu așa că... Nu știu. Îl o ia în dreapta, așa, nu știu, în stânga, o ia în dreapta. Să facem porumbul mai întâi, terenul de porumb, și după aceea facem și pe ăla care am arat noi, care l-am făcut terenul. Dar vedem după aia, că ăla era teren arabil, ceea ce l-am făcut-o cu iarbă. Da, o să rectific acolo unde am mai rămas. Nu e problemă. Bun. Ușor. Rezolvăm toate terenurile, le facem, le dregem, să fie făcute că trebuie. Făcut treabă, după aia o să facem dat cu var una alta, până dăm cu var, poate vine și mie două dubițe să, na, nu știu, să avem aici o fermă, că nu știu ce toate ce cărăm cu ele, mai cărăm saci de semințe, saci de var, saci de îngrășăminte și n-ai ce să cari până e platforma, până te duci acolo la magazin, până așa, până durează 10 ani. Așa cu o dubiță faci treaba mult mai ok, nu te mai duci cu platforme, cu toate așa, mai o să mă trebuie până acolo cu platforma una alta, așa, ba, treci direct cu dubiță, încarci, pac, pac, tac, tac și gata. Dar vedem cum o să facem în așa fel încât să fie bine pentru ferma noastră, să ne meargă foarte bine ferma. O să rămână așa cum este, două tractoare mărișoare și două sau trei de la alte UTB-uri, ca să face treabă cu mai multe la o altă, dar o să găsim la fiecare tractor câte o ocupație, adică unul merge cu discul, altul cu plugul, altul cu simătoare, altul cu varul, altul cu... mai găsim noi mai multe metode, plus de alta Trebuie să-mi vină cât de curând și o stație de erbicat, o pompă de erbicat pe roți, o propulsată, sau cum se zice, aia, habar n-am făcut bine propulsată, nu pot să-mi dau seama. Dar o să vă arăt pe videoclip, că trebuie să apară în... la magazin, trebuie să apară la magazin. Dar mi-a spus băieții că o să mai greu foarte puțin, că... da. Este foarte greu să ies în țară, că e mare, e una alta, nu știu. Sau, na, sau vine cu vaporul și vaporul până se mișcă una alta din altă țară, în România. Dar, nu știu. O să mă anunțe băieții când eu o să vină și... mă duc după aia. Ca să știți ce planuri avem pe viitor, ca să nu mai stăm cu dălea mici, pompe mici de erbicidat, luăm una mare propulsată pe roți, cu care ne putem mișca și noi mai repede una alta, să nu mai stăm după alea mici durează foarte mult, stai așa, când ai 5 metri sau când tu avea lancele la deschidere, dar o să vedem ce se va întâmpla cât de curând. Bă, aici am făcut. Mai avem o bucăție de așa. Facem o poză la tractorul așa ăsta, că e foarte frumos. Uite, așa. Poză. Așa. Aici am făcut. Acum am făcut. Am discutat, am făcut. Ăsta este terenul pe care l-am făcut astăzi. Bine, mă puteam duce până aici unde este de rapiță, dar azi, bă, nu mai fac, azi mai am aici un pic de rectificat, uite așa, nu se mai vede urât aici. Da, bun. Și ăsta este terenul pe care o să-l lucrăm noi cu combina.
Văd că tractorul ăsta de-abia scoate un pic de fum. O fi electric? Ia la treabă cu el? Dar nu cred. Da, nu cred că se aude un puțin motorul, dar nu tare, să zici, să fie zgomotos. Este destul de binișor pentru acest John Deere. Față de TB-uri care pornesc, bine, că nu, nici ala nu prea se aude tare, să zici, bă, că te sperie. Dar e nu l-au. Dacă așa, de nu se aude cum se auzea Nicola în zonul ăsta, deci TM-190. Asta e mai silențios, așa, mai... nu țipă, nu urlă, nu fă nimic altor așa, John Deere-ul ăsta. Bun, hop. Lăsăm așa. Da, astea sunt două tractoare pe care le-am comandat din afara țării. Cu ăsta le-am adus de la magazin, de la băița magazin. Și vom lucra cu ele... stai să chici o ușă. Vom lucra cu ele mult timp de acum încolo. Că sunt tractoare bune, la fiecare am pus un utilaj, la asta am pus plug, la asta am pus discul românesc, pentru că asta are 190 de cai și asta are 95. Dar asta este ce mi face. Ne auzim la un nou videoclip în care vom semăna dacul var și poate vom ajunge propulsata de la magazin de erbicidat. Vedem ce se va mai întâmpla pe parcurs. Nu uitați de like, share, comment, subscribe și ne revenim sigur la un nou videoclip data viitoare. Salutare!